pe Domnul Iisus Hristos și mare putere Duhului Sfânt, în veci de veci. Amin. 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 Am o deosebită bucurie să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră și mă bucur mai mult pentru că simt pe Dumnezeu prezent în locul acesta. În rugăciune pot să mă bucur, în cântare. De multe ori caut lucrul acesta și nu de fiecare dată mi se întâmplă, dar când Dumnezeu ne cercetează, când Dumnezeu sunt lacrimi pe ochi și simțim bucuria lăuntrică, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne cercetează. Ce aș dori în această zi, ca Dumnezeu în continuare să ne binecuvinteze, Dumnezeu să lasă îndurarea Lui peste noi, pe mai departe, că noi știm că cuvântul lui Dumnezeu este Cel care ne sfințește. Sfințește-i prin adevărul Tău, căci adevărul Tău este cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să citesc din Faptele Apostolilor, din capitolul 2, de la versetul 37, câteva versete în jos. Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 37, pagina în Biblie 1057. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea și îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și lua hrană cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Amin. Haideți să vă reașezați. În această zi, frații ne-au îndemnat. Și noi de fiecare dată când suntem în locul acesta, noi venim cu un scop în locul acesta. Să întrebăm pe Domnul: Doamne, ce să facem? Amin, Doamne. După ce suntem la locul de muncă și după ce ni se încredințează să facem un lucru și terminăm lucru, un om al lui Dumnezeu, el nu pierde timpul, ci el merge mai departe, spune: am terminat, ce să fac? Ce am mai de făcut? Și cred că fiecare dintre noi care suntem în locul acesta, în această dimineață, am venit să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și să spunem: Doamne, ce să facem? Amin. Mă zic că vremurile în care trăim sunt vremuri foarte grele. Vor să adopteze legea aceasta sodomiților și când vor introduce această lege, biserica va fi prigonită, pentru că biserica trebuie să predice contra acestei legi și atunci, odată dată legea, biserica va fi prigonită. Și ne întrebăm: ce să facem? Așa de aproape Iisus Hristos, așa de aproape venirea Lui, încât noi poate nu ne dăm seama. M-am gândit într-o seară și am zis: noi nu ne dăm seama. Așa de aproape Iisus Hristos. De aceea aș dori ca Dumnezeu în această dimineață să ne lumineze. Amin. Dumnezeu să ne dea putere ca să fim treji și vegheatori, să înțelegem. Avem nevoie ca să înțelegem Scripturile, avem nevoie ca Dumnezeu să ne lumineze mintea, să înțelegem în ce vreme suntem. E o vreme atât de grea, e atât de periculosă vremea aceasta, încât noi nu ne dăm seama. Mi-aduc aminte de Daniel în Babilon, era bine până nu s-a dat o lege, nu? Nimeni nu-l deranja pe Daniel, se ducea, deschidea fereastra către Ierusalim, se ruga de 3 ori pe zi, nu îl deranja nimeni, dar într-o zi s-a dat legea. Și după ce s-a dat legea, Daniel era amenințat. Daniel era, după legea aceea, trebuia să fie pedepsit. Dumnezeu să aibă milă de noi. Dacă legea aceasta va fi acceptată și va fi, noi credem că Dumnezeu va lucra și nu va îngădui, dar biserica va fi prigonită. Pentru că atunci când slujitorii vor proclama că legea aceasta nu-i bună, când vor proclama și când legea va fi dată, biserica va fi prigonită. Dumnezeu să aibă milă de noi. Și în această vreme
cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă și ne spune ce să facem. Au întrebat oamenii pe Domnul Iisus Hristos, mi-aduc aminte de un învățător al legii care l-a întrebat pe Iisus Hristos. Vine noapte, era rușine să vină ziua, era un învățător al legii și l-a întrebat pe Iisus, știu că ești venit din cer. Semnele, lucrările pe care le faci tu, nu-i nimeni să le facă. Noi, l-a recunoscut că nu-i de pe pământ, nu-i dintre oameni muritori. Și a zis, ce să fac? Să moștenesc viața veșnică. Aș dori ca această întrebare să răsună de fiecare dată în mintea noastră. De fiecare dată să ne întrebăm, Doamne, ce să mai facem? Pentru că cei sfinți trebuie să se sfințească. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și Domnul Iisus Hristos a spus, Nicodime, trebuie să te naști din nou. Trebuie să te naști din nou. Și Nicodim n-a înțeles. Cum eu, un om bătrân, să intru iarăși în pântecele mamei mele și să mă nasc din nou? Și Domnul Iisus Hristos, plin de puterea Duhului Sfânt, unul care a vorbit cu putere și înțelepciune, a zis, tu care ești bătrân, tu care înveți legea, tu nu știi, nu înțelegi? De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze mintea, Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Petru, oamenii aceștia, slujitorii lui Dumnezeu, trimis să proclame adevărul lui Dumnezeu, l-au predicat așa cum este el. Le-au predicat, dacă ne uităm în predica lui Petru aici, Petru spune adevărul, voi l-ați răstignit pe Hristos. Voi aveți nevoie de pocăință, voi aveți nevoie de întoarcere la Dumnezeu. Și oamenii, îmi place așa de mult de categoria aceasta de oameni, au venit la el și au zis, fraților, ce să facem? Doamne ajută-ne! Nu s-au răzvrătit, n-au zis, noi n-avem nevoie. N-au zis, de ce ne condamn? Nu a fost asta reacția lor. De multe ori reacția noastră asta. Nu ne place adevărul și parcă începem să ne împotrivim adevărul. Dar oamenii aceștia au fost oameni înțelepți. Au venit la Petru și au zis, fraților, ce să facem? Dumnezeu să aibă milă de noi. Pocăiți-vă! Pocăința este un lucru frumos, un nume frumos pe care unii oameni au crezut că dacă îl spun cuiva, îl bajocoresc. Uite pocăitul, uite pocăita. Pocăința înseamnă drumul spre cer, aleluia. Fără pocăință nu poți ajunge mântuit. Pocăința este actul siguranței noastre către Dumnezeu, apropierii noastre de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pocăiți-vă! Și noi avem nevoie ca să ne pocăim. Spun ca pocăiții să se pocăiască și avem nevoie ca Dumnezeu să ne dea. În fiecare zi, noi trebuie să creștem, noi trebuie să acceptăm hrană tare. Pentru că, așa cum ne uităm la copiii noștri, e adevărat, ajung, sunt micuți și au nevoie doar de lapte. Dacă îi dai hrană tare, le faci rău. Sunt mici, au nevoie de lapte. Dar la un moment dat, dacă îi dai numai lapte, și n-ar mânca hrană tare, ei n-ar crește, nu s-ar dezvolta. El a intrat în anemie pentru că e un copil, dar are nevoie la un moment dat de hrană tare și ca să începi să-i dai hrană tare, trebuie să fii foarte atent cu el, pentru că așa încet cu încetul ca el să-și formeze stomacelul. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să dea înțelepciune slujitorilor, pentru că în adunare adevărat sunt oițe, oi, mielușei, și Dumnezeu să ne dea putere, Dumnezeu să fie lăudat. De aceea avem nevoie de hrană tare. Ca să creștem. Pentru că Apostolul Pavel la un moment dat spunea, eu aș vrea să vă spun, am multe lucruri de spus, dar unele lucruri nu pot să vi le spun, că voi nu puteți să le duceți, că sunt lucruri grele, lucruri tari, Dumnezeu să aibă milă de noi. Într-o vreme atât de târzie avem nevoie de hrană tare. Vrem să creștem, pentru că vrem să ajungem la desăvârșire. Pentru că, nu uitați lucrul acesta, clipa plecării noastre pe pământ este aproape. E așa de aproape încât nici nu ne imaginăm. Spune cuvântul lui Dumnezeu când pace, liniște, când belșug, toate aceste lucruri se vor întâmpla, atunci a venit cea mare nenorocire peste oameni, nu peste copiii lui Dumnezeu. Ei vor pleca ca porumbei spre porumbar, în stoluri. Așa nu vor fi poate înaintea de acest lucru evenimente, nu se va întâmpla nimic. Dacă vreți să când va fi răpită biserică, spune cuvântul lui Dumnezeu că Ilie mergea cu Elisei, vorbeau amândoi, unul lângă altul, nu știau clipa, plecă și deodată au plecat. Ilie, slăvit să fie numele Domnului. Așa se va întâmpla și aici pe pământ. Mireasa va fi ridicată, lăudat să fie numele Domnului.
De aceea, până suntem în trup, până suntem în viață, până suntem aici, trebuie să ne întrebăm, Doamne, ce să facem? Și Domnul spune în această dimineață, pocăiți-vă. Și noi vrem să ne pocăim. Ce înseamnă pocăința? Schimbarea vieții noastre. Și în primul rând spune cuvântul lui Dumnezeu, schimbarea minții. Dumnezeu să aibă milă de noi. Gândirii noastre. Noi vrem ca Dumnezeu să binecuvinteze mintea noastră. Spune cuvântul lui Dumnezeu, nu fiți copii la minte. Dumnezeu vrea să fim maturi, să ne gândim, să luăm lucrurile în serios, pentru că vremea este atât de aproape. Sunt oameni fără minte care nu se gândesc, care cred că viața aceasta e doar să mănânci, să bei și apoi vom muri. Așa se gândesc oameni fără minte. Apoi sunt oameni fără minte care spun că nu este Dumnezeu. Da, cuvântul lui Dumnezeu spune, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Ăștia sunt oameni fără minte, dar oameni care au minte pricepută, ăștia se pregătesc de plecare. Ăștia sunt gata pentru că știu, nu, că ei știu, sunt conștienți că în orice clipă, în orice moment a vieții lor, ei pot să plece de pe pământ. Dumnezeu să aibă milă de noi. Într-o vreme atât de grea, Dumnezeu să ne dea minte. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, cui îi lipsește înțelepciunea, ce să facă? S-o ceară, că Dumnezeu e gata să o dea cu mână largă. Și de aceea aș dori ca Dumnezeu să ne dea minte, să înțelegem scripturile. E foarte important. Mergeau doi oameni spre Emaus, spune cuvântul lui Dumnezeu, și Domnul Iisus era cu ei. Și povestea cu ei. Și n-au înțeles, mintea le era închisă, n-au înțeles. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la frângerea pâinii li s-au deschis ochii. Și spunea, cum nu ne ardea inima? Vedeți? Nu era prea târziu încă pentru ei, dar pentru unii poate li se va deschide mintea când va fi prea târziu. Voi știți că spune cuvântul lui Dumnezeu când Domnul a închis corabia lui Noe. La unii li s-a deschis mintea, că atunci se deschide așa mintea la unii și ei au văzut că ploaia nu se oprește, începe să cresc apele, dar li s-a deschis mintea prea târziu. Au început să înțeleagă și au spus, Dumnezeu ne-a vorbit, Dumnezeu a lăsat timp, a lăsat ușa deschisă, noi a predicat, noi am râs de El. Și uite, acum s-a închis corabia, noi e deschide. Și noi n-a putut deschide, că a închis Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Acum ușa corabiei e deschisă. Pune cuvântul lui Dumnezeu, când deschide El, rămâne deschis în Apocalipsă. Dar când închide Dumnezeu, nimeni nu mai poate deschide. Cred că și-ar dori, dorea Noe, poate avea prieteni ca om pe acolo și dorea ca să deschidă, dar nu mai putea. Pentru că Dumnezeu a închis ușa, a început să crească apele și a venit mintea oamenilor, dar era prea târziu. Dumnezeu să ne dea minte înțeleaptă în vreme ca aceasta. Să înțelegem că ușa e deschisă, că uleiul se poate cumpăra, că avem nevoie și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vrem ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Vă știți că un tată povestește copiilor săi, spune că într-o seară târziu, mă uitam așa prin zăbrelele casei și mă uitam pe geam. Era târziu, era amurg și mă uitam la un tânăr și au zis cum spune despre el. Era fără minte, nu avea minte. Și mă gândeam, de unde știa că e fără minte? Încă nu făcea nicio acțiune, dar se uita tata și a spus, e târziu. Și tânărul acesta e în stradă, e afară. Și omul fără minte, dacă merge un tânăr târziu, n-are ce căuta pe drum. Și apoi zice, el m-am uitat mai atent și el povestea copiilor săi și spunea, tânărul acesta a fost ademenit. Da, a venit o femeie la el și a început să-i vorbească, să-l cheme și spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a ademenit. S-a uitat la el și ăsta a început să meargă după ea. Și s-a dus după ea și spunea el, drumul ei era locuința morților. Da, și ăsta era fără minte. Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să deosebim stânga de dreapta, să deosebim adevărul de minciună, să deosebim lucrurile cu care diavolul vrea să ne înșele și să ne păstrăm curați. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și putere. Spune cuvântul lui Dumnezeu că un om, vedeți, atunci când înainte ca să intrăm în apa botezului, omul trebuie să fie născut din nou. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Pocăiți-vă. Asta e primul pas. Și apoi botezați-vă și apoi cereți Duhul Sfânt. Spune cuvântul lui Dumnezeu că noi primul pas trebuie să fie pocăința. Întoarcerea noastră la Dumnezeu. Era un om care credea că pocăința, nu înțelegea pocăința. Sau credea el că poate să înșele el cumva
se pocăiască. Nu înțelegea ce înseamnă pocăința și spune cuvântul lui Dumnezeu că era un vrăjitor, Simon, și spune că s-a botezat și el. Fose Petru predica, era evangelizare, cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit și cumva a fost sensibilizat Simon. Și a intrat în apa botezului, s-a botezat Simon. F-a botezat. Și la un moment dat era acolo aproape lângă ucenici. Dar el nu era pocăit, inima lui nu era schimbată, mintea lui era alta, el nu se gândea la lucrurile cerești, el se gândea la lucrurile pământești, se gândea la câștig, la bani, la lucrurile urâte, câștig mărșav. Spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta la un moment dat se uită la apostol, apostolul își puneau mâinile peste oameni și oamenii samariteni primeau Duhul Sfânt. Și acum Petru, Simon, el dornic, o minte neschimbată. Cu minte, dacă vreți, aceeași cu care a intrat în apă, nu și-a schimbat, nu și-a pocăit mintea. Și a spus, dați-mi și mie darul acesta. Dați-mi, vă dau bani, dați-mi și mie darul acesta peste care îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Se gândea el, ce bani o să fac eu. Dacă am lăsat banii cu vrăjitorie, am pierdut lucrul ăsta. Acum voi câștiga din nou alți bani. Dar Petru, plin de Duhul Sfânt, aleluia, zice să piară banii tăi împreună cu tine. Pentru că inima ta este rea. Tu trebuie să faci schimbare. Tu trebuie să te pocăiești. Tu roagă-te, spune și întoarce-te la Dumnezeu ca Dumnezeu să aibă milă de tine. Deci un om care a intrat în apa botezului și s-a botezat, dar nu era pocăit. Nu s-a întors la Dumnezeu. Nu a fost născut din nou. Spunea cineva, intră uscat și iese ud, Dumnezeu să aibă milă. Omul înainte să se boteze, spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să se pocăiască. Amin. Trebuie să schimbe mintea lui. Amin. El nu mai cugetă lucruri murdare în mintea lui. El nu se mai gândește la rău. El nu se gândește lucruri nelegiuite pentru că acțiunile toate iau naștere în mintea noastră. Atunci când omul se gândește, da, și dacă el nu filtrează gândurile după Scriptură, pentru că diavolul are influența aceasta să atace mintea noastră, și dacă nu le filtrează prin Scriptură, și dacă nu știe ce să oprească mintea lui și ce să alunge, atunci odată păcatul zămislit în mintea noastră dă naștere la păcat și păcatul aduce moarte. Dumnezeu să aibă milă de noi. De aceea aș dori ca Dumnezeu să ne lumineze mintea noastră. Am dorit ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, ca Dumnezeu să lasă, așa cum spune psalmistul la un moment dat, ca un de lemnul lui Dumnezeu să coboră pe creștetul capului nostru, să ungă mintea noastră, Dumnezeu să aibă, ca să înțelegem Scripturile, vremurile în care trăim, să ne întoarcem la Dumnezeu. În al doilea rând spune cuvântul lui Dumnezeu că pocăința este schimbarea inimii noastre. Da, schimbarea inimii noastre. Spunea la un moment dat profetul, le voi scoate inima rea, necredincioasă, și le voi da inima de carne, inima bună, Dumnezeu să aibă milă de noi. Le voi scoate inima rea, vedeți? El este Cel care operează, slăvit să fie numele Lui. El poate să scoată din om inima rea, să-i dea o inimă credincioasă, o inimă bună, lăudat să fie numele Domnului. Pentru că spune înțeleptul că din inima noastră, zice, păzește-ți inima mai mult ca oricând, că din ea ies izvoarele vieții. Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu să se îndură de noi. Pentru că avem nevoie de o inimă curată. Vedeți, psalmistul în psalmul 51 spunea, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Și mai târziu spunea, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și apoi, auziți, pune în mine un duh nou și statornic. Lăudați să fie numele Domnului. Pentru că Dumnezeu vrea să dea Duhul Sfânt, dar vrea să-L pună într-o inimă curată, lăudat să fie numele Domnului. Dumnezeu vrea să dea Duhul Sfânt, dar vrea să-L pună în ceva curat, pentru că noi, ca oamenii, așa că suntem gingași. Dacă ne dă cineva un vas murdar să mâncăm, nu mâncăm, așa? Dar Dumnezeu care e sfânt, curat, drept, lăudat să fie numele Domnului, pune El ceva de preț în ceva murdar, nici de cum. El vrea ca omul să se sfințească. Și dacă spune că într-o casă mare nu sunt numai vase, numai vase de cinste, sunt și cele de ocară. Dar vine Apostolul Pavel și spune lui Timotei, dacă vasul se curățește, va fi un vas de cinste, folositor stăpânului, lăudat să fie numele Domnului. Noi vrem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi vrem ca Dumnezeu să ne ajute să ne schimbăm inima noastră. O inimă curată, Dumnezeule.
în care să locuiască pacea, bucuria, în care să locuiască nădejdea, bunătatea, ca facerea de bine, credincioșia, Dumnezeu să aibă milă de noi. Vrem ca Dumnezeu să ne bine cu pocăința înseamnă schimbarea minții, schimbarea inimii. Dumnezeu să ne ajute ca noi, dacă avem probleme, noi putem veni la Dumnezeu. Doamne, eu am în inima mea anumite lucruri cu care mă lupt. Și dacă omul vine sincer, Dumnezeu poate să schimbe. Dumnezeu poate să transforme. Dumnezeu poate să dea o inimă bună, o inimă care să bată pentru Dumnezeu. Pentru că inima se împietrește din cauza păcatului. Păcatul împietrește inima. Păcatul e boala inimii, dacă vreți. Așa cum anumite lucruri împietresc și blochează inima noastră carnală, și când inima se blochează, se oprește, omul moare. Dacă inima spirituală se oprește și este infectată de păcat, ea moare. Și Domnul Iisus Hristos trebuia să spună bisericii: îți merge numele că trăiești, dar tu nu mai trăiești. Cum ne mișcăm? Trăim, existăm, dar vorbim spiritual, spunea Dumnezeu, numele îți merge, dar tu ești moartă. Dumnezeu să aibă milă de noi. Vrem ca să avem grijă, să alimentăm mintea noastră care alimentează inima noastră. Aleluia. Ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca să nu se îmbolnăvească inima. Vedeți că o inimă sănătoasă, ea pulsează, nu? Ea merge, bate, ea trimite sângele și îl absorbe, nu? O inimă bună așa face. Se uită și la folosele altuia, da? Dar și la el se uită, ca el să nu-și piardă veșnicia. Dumnezeu să aibă milă de noi. S-a citit să nu, căci sunt oameni care se hrănesc cu nădejde înșelătoare. Și mă gândeam când fratele vorbea, când te înșală cineva, te gândești, poate e mai isteț, mai școlat, dar când te înșeli tu singur, ți ciudă, ți cumva, rămâi cumva uimit, măi, cum de m-am înșelat singur? Dumnezeu să aibă milă de noi. Eu cred că Dumnezeu, care a început în noi lucrarea așa de minunată, El are putere să o ducă la sfârșit. El ne va ajuta, dar noi trebuie să fim sinceri, spunem: Doamne, ce să facem? Și apoi, când Domnul ne spune, noi trebuie să înfăptuim, pentru că avem nevoie ca Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Păi un alt lucru care ne spune, și aș vrea să închei cu acest lucru, este schimbarea căii noastre. Da? Să schimbăm direcția noastră de mărți. Dacă Iona mergea spre Tars, dacă mergea departe de fața lui Dumnezeu, trebuie să schimbe direcția. Și vedeți, de multe ori, de bunăvoie, omul nu vrea, și Dumnezeu spune: omule, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? O pocăință în bunătate. Da, Dumnezeu poate să întoarcă bunătate până la un anumit punct, dar după aceea, vedeți, ne aduc aminte de Iona, care i-a întors Dumnezeu, l-a întors pe drumul cel bun, dar nu mai era bunătate. Era undeva în inima mării, era undeva în pântecele Chitului, și acolo Dumnezeu l-a întors pe calea pe care trebuia să meargă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Trebuie să ne schimbăm traseul, direcția. Spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt două căi. Una e lată și pe aceasta mărți mulți oameni. Mulți. Pe asta nu e așa mare problemă. Aici e lată, n-ai probleme, mergi înainte. Ea la alta e îngustă. Și pe aceasta sunt puțini care o află. Nu sunt așa de mulți. Sunt puțini care. Și când mergi pe ea, îți vine să te întorci pe aia lată. Zici: ce greu e aici. Aici e îngustă, e strâmt, așa, ne place ceva să fie casă mare, ceva comod, mașină mare, așa ne place, așa e omul, îi place comoditate, dar pe calea aceasta îngustă nu poți merge oricum. Acolo cu bagaje greu mergi, nu poți să mergi. Acolo trebuie ca asta merge spre cer, asta merge spre Iisus Hristos, Dumnezeu să aibă milă de noi. Asta e greu de găsit. Asta aici, în casa lui Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, așa se găsește. Și unii oameni renunță și ar vrea să se întoarcă, Doamne, spune, e greu. Dar pe calea aceasta, dacă merge asta, merge spre împărăția lui Dumnezeu. Spunea Dumnezeu prin profet: mergeți și întrebați, care-s cărările vechi, opriți-vă, căutați și mergeți pe ele. Și i-au zis: nu vrem să mergem. Noi vrem ca Dumnezeu să ne dea putere și înțelepciune. Pentru că nu mai este mult, nu mai este mult. Și vom pleca de pe pământ, nu știm. S-ar putea să fie săptămâna aceasta, la noapte. Și cum suntem noi? Ne-am pregătit? Suntem gata? Vă spun că nimic întinat și spurcat
nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea noi suntem în pregătire, noi suntem aici pe pământ. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere să fim gata de plecare. De aceea dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ce durere va fi pentru oameni care își vor pierde câștigul muncii lor. Ce durere va fi pentru oameni care își vor pierde premiul alergării. Dumnezeu să aibă milă. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze. Spune Apostolul Pavel, după ce am vorbit altuia din Evanghelie, mă lupt aspru cu trupul meu, ca să nu-mi pierd eu câștigul muncii, premiul alergării. De aceea aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care au hotărât să încheie un legământ cu Domnul. E adevărat, diavolul se va lupta împotriva lor, li va descuraja, va căuta să-i dezamăgească, să-i descurajeze, să-i lovească în stânga și în dreapta. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să-i întărească. Amin. Ne rugăm ca Dumnezeu să le dea înțelepciune, să schimbe mintea lor, inima lor, drumul pe care au mers. Trebuie să schimbe, să meargă pe drumul veșniciei, Dumnezeu să aibă milă. Psalmistul spunea, Doamne, dacă nu sunt pe o cale bună, o zici ce dorință avea și cred că fiecare dintre noi avem dorința aceasta. Du-ne pe calea veșniciei. Doriți lucrul acesta? Amin. Dumnezeule, ai milă de noi. Și Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, face lucrul acesta. El vrea, de aceea ne vrea cu gelozie, ne iubește, ca să nu ne pierdem câștigul muncii noastre. Căci ce folos ar fi ca să umblăm la adunare, să părem că suntem pocăiți, poate să părem în fața oamenilor și noi singuri, nu înșelăm pe nimeni, vă spun eu. Eu nu înșel pe nimeni și dumneavoastră nu o să înșelați pe nimeni, ci pe noi înșine ne înșelăm. Dacă noi trăim o viață sfântă, pentru noi o trăim. Pentru noi, pentru că vine o zi a răsplătirii și nimeni pentru tine nu a răsplătit Dumnezeu pe altul în locul tău. Nu, că Dumnezeu e drept. De aceea, ce bine este să luăm seama, să fim oameni înțelepți, să răscumpărăm vremea, căci vremurile sunt grele. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.